Salut, prieteni, eu sunt Eiji Football și bine ați venit la un nou episod din cariera cu Super Depor. Pentru că da, merităm să-i spunem Super Depor după performanța din episodul trecut, când am reușit să ne calificăm în semifinalele Ligii Campionilor după un meci absolut nebun, un meci extraordinar pe Allianz Arena. Astăzi ne putem concentra în sfârșit cât de cât și pe campionat, iar unul dintre meciurile pe care le veți vedea în acest episod va fi împotriva marelui Real Madrid. Vom juca în fața lui Real Madrid, vom juca acasă și vom spera într-o partidă pe care o vom putea câștiga, pentru că am rămas destul de în urmă în clasament. What the fuck, stai. Mă rog, am rămas destul de urmă în clasament datorită meciurilor din Champions League pe care a trebuit să le pregătim și n-am mai putut să ne concentrăm la fel de bine, așa că am jucat slab și am pierdut multe puncte, din păcate. Oricum, echipa pe care o voi trimite astăzi în teren va fi puțin mai diferită. Nu știu cum să joc, nu l-aș mai juca totuși pe Popa. Andone va sta pe bancă, da? Gautier are nevoie de o pauză, acest Gautier. O dăm pe Luizinho, Juanfran și pe Juanfran, în schimb cu Henrix. Mi-e frică aia să joc cu rezerve, să n-am ce să fac, băieți. N-am ce să fac, vine meciul cu Real Madrid, n-am ce să fac, trebuie să joc cu rezerve. Nu știu mai, ia să vedem, Moreno și Niang, care e mai obosit? Bă, ar fi cam aceeași chestie, pentru că ăsta altul nu are stamina, din păcate. Popa e accidentat, da, am uitat, Popa s-a accidentat. Îl bag pe Fire și pe Isaac, așa să jucăm pe Bains. Și cam asta pare să fie echipa noastră. Se dă drumul la meci, Celta Vigo, Deportivo. Celta Vigo, aș putea spune, coșmarul nostru din sezonul trecut. Dacă vă amintiți, în stagiunea precedentă, pe această arenă, am fost înfrânți cu 3-1 pentru că am partida retur. După ce în minutul 77 conduceam cu 2-0, să fim egalați. Acea partidă s-a terminat 2-2. Celta Vigo, cum v-am spus, este una dintre puținele echipe pe care n-ar fi să o batem niciodată în această carieră și voi încerca astăzi să schimb foaia, să schimb foaia în fața celor de la Celta Vigo, să încerc să-i înving. Un șut aici, oi! Aoleu! Aoleu, un șut din nou pe lângă acel de la Celta Vigo și iar nu s-a dat nimic. Oricum ei joacă mai bine decât noi, mai joacă mult mai bine decât noi în aceste momente. Fosul a trebuit să dea cu capul aici, dă cu capul fosul foarte bine. Pe ăsta pasă pentru Ciolac. Ciolac scoate portarul lui Celta. Prima noastră mare ocazie, să Sergio Alvarez intervine, excelent, duce mâinile în față și ia pără mingea lui Emre Ciolac. Cu parte bună la cap, știi să țină și foarte bine de minge. Nu, a fost offside, din păcate. I-am pasat prea târziu. Iată ce greșeală fac cei de la Celta, gol! Ce greșeală de amatori fac cei de la Celta Vigo și Casper Dolberg profită. Priviți doar ce greșeală face fundașul și Dolberg cu toată poarta goală n-avea cum să rateze. Nu știu când dintre voi vă mai aduceți aminte, dar la partida tur noi am făcut o greșeală imensă, iar Celta a scris. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, însă iată că acum se întoarce roata. Ei greșesc și noi scriem 1-0, Casper Dolberg, 15 goluri staționare. Fire! Hai mă, bine Dolberg, hai treci, Casper Dolberg, trece Dolberg, gol! Guess who's back? Dolberg is back! Dublă pentru Dolberg, 2-0! Atacantul minune din prima parte a sezonului și-a revenit, este din nou letalul Casper Dolberg. Priviți cât de bine se descurcă, scapă cu portarul și finalizează fără niciun fel de problemă. 16 goluri staționare pentru Dolberg, care nu mai scrisese cred că de vreo 10 meciuri în La Liga. Însă chiar și așa avea 14 goluri reușite, acum adaugă încă 2 la desagă și are 16 goluri, 2-0, Super Depor, bravo bă băiatule. Fire, cu o pasă pentru Dolberg, greșește din nou fundașul și ce ratare are Casper Dolberg, până la urmă a luat balonul, greșește succesiv în defensiva lor, portarul apără mingea care apoi nu intră în poartă. Este doar în corner, este cornerul nostru, avem 2-0, trebuie să ținem de acest rezultat până la finalul meciului.
Sisto, nu avem voie să primim la această fază, însă foarte bine se resurcă Sisto. Intervenția perfectă a lui Alban la fund. Corner. Eu cred, da, scapă Dolberg. Kasper. Dolberg! Gol! Hat-trick! Da, mă! Kasper Dolberg își revine și semnează hat-trick-ul. 3-0, minutul 84. Bine, bă, băiatule! Așa, da, iată, în sfârșit, doamne, Dodăr, își arată clasa, în sfârșit îl scrie din nou, în sfârșit joacă cum ne dorim tot să o facă, semnează hat-trick-ul, victorie 3-0 și cred că trece pe primul loc în clasamentul golgheterilor din La Liga. Adică te-mi amintesc, chiar liderul clasamentului golgheterilor avea tot 17 reușite. Dolberg semnează golul cu numărul 17 în acest sezon, 3-0. Și e o victorie fără probleme pentru echipa noastră. Bine, bă, băiatule. Răzbunarea este dulce. În sfârșit o bate pe Celta Vigo. După acest sezon trecut de două ori am reușit decât un punct din două partide. Iar în acest sezon, în prima partidă, am făcut 2-2. Acum în sfârșit îi batem. În sfârșit luăm cele trei puncte în fața lor. Și ne păstrăm în lupta pentru titlu. Haideți să vedem celelalte rezultate. Nu ne sunt arătate deocamdată, însă sunt foarte curios cum s-au desurcat granzii Barça, Atletico, Real Madrid, să nu uităm de liderul campionatului, Valencia. Haideți să vedem. Oh, Valencia se încurcă. Valencia s-a încurcat. Și în acest moment Atletico Madrid poate trece pe primul loc cu o victorie. Să sperăm că madrilenii nu își vor atinge scopul. Hai că voi băga pe Moreno la antrenamente care conțin și îmbunătățirea staminei, pentru că vedeți că are o stamină foarte slabă și vreau să-i crească măcar până în jur de 70 și ceva. Aici cred că o să-l bag în locul lui Dolberg, nu știu. Hai că mi-a bag pe Dolberg, că văd că l-au ajutat la antrenamentele de dribbling. Am văzut la faza de mai devreme, la meciul de mai devreme s-a mișcat bine pe acolo. Iată, îi crește dribblingul la 86 OVR. Foarte, foarte bine. Gautier are în continuare 83. Cam așa stau lucrurile pe aici. Vreau acum doar să văd ce va face și Atletico. Mă interesează foarte mult. Ok, ăsta vrea să... Da, se vorbește despre Niang, care vrea să plece de la noi. Eu sunt sigur că Niang nu vrea să facă acest lucru. Oricum el este împrumutat, să nu uităm acest lucru. Și la finalul anului oricum va pleca, să-l vom aduce noi înapoi. Ce s-a mai întâmplat? Atletico a câștigat, iată. Dar Valencia se menține pe primul loc, având totuși un meci în plus pe care l-a... în care s-a impus, este o luptă acerbă la titlu, fraților. Oricare din primele patru formații mai pot lua campionatul. Barça a picat pe 7 și sunt papa. Papa, bonjour Barcelona, nu mai are nicio șansă la titlu. Să da, oricare dintre Valencia, Atletico de Madrid, Deportivo sau Real Madrid poate câștiga la Liga. Un test foarte greu acum. Vine acasă la noi, vine pe propria noastră arenă, Real de Madrid, echipa vedetelor, fără Cristiano Ronaldo, nu uitați, pentru care este transferat la cei de la Bayern München, însă cu o echipă foarte bună, Realu. Adipop accentat, Ciolac e obosit, că a jucat. Asta e echipa, băieții. Nu mai avem nimic de schimbat. Moreno și Niang pe Benzia. Niang a făcut 81. 97 sprint speed, deci nebun la cap. 97 sprint speed, vă dați seama. Ia cât, cum stă cu finishing-ul. 73, chiar decent. Așa, și asta cum stă cu finishing-ul, sunt curioși la asta. 94 sprint speed, 76 finishing. Hai că stau decent, ambii băieți. Cam asta echipa noastră, se dăm drumul la meci. Deportivo la Coruña, Real Madrid. Deportivo Real Madrid, derby nebun. Ce îți poți dori mai mult de la o după amiază din timpul săptămânii decât după ce vii de la servici obosit să poți urmări un meci de gală, un derby nebun, v-am spus. Real Madrid vine pe arena noastră. Haideți să vedem ce va ieși, să înceapă meciul. Hai, mă, Stanciu, Andone, Florin Andone. Florin Andone! Ai, ai, ai! Ce șansă are Andone aici! Ce gol putea fi acesta! A trecut frumos de Marcelo. Șutul său însă mă dezamăgește profund. Niang. Niang! Oi! Bun șut! Bun șut al francezului Niang! Mingea asta cădea în vinclu. Mingea asta cădea în vinclu. Priviți doar, foarte aproape de bară. N-a fost un șut deloc greu al lui Niang. Să peste, din păcate peste. Ne atacă cei de la Real Madrid. James. James! Bine la fund. Faul, domn arbitru.
Nu, cred, să nu mi l accidentat pe Andone. Ba da, Andone este accidentat, la naiba. Andone se accidentează, principalul nostru vârf de atac este accidentat de Casemiro. Fault în ultimul hal. Este fault în ultimul hal și arbitru nu dă nimic. Iată, a intrat Kelechi Iheanacho. Kelechi Iheanacho, șut slab. Probabil mai știți cine este Iheanacho, eroul din cariera cu Burnley. A intrat Gautier. Hamania. Aschez. Blafond. Bine, bă, Blafond. Pe cross. Cross. Trece cross. Încă o dată la fond. Manevra lui Nicușor Stanciu. O pasă pentru Marlos Moreno. 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 Pasă pentru Isaac. Isaac, 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 dă-i în minge, Isaac, Stanciule, mamă, ce șansă! S-a dat, mă, s-a dat faul în atac, serios. Ce șansă are Isaac acolo, n-a vrut mingea să intre în plasă. Ăștia sunt la tec, noi suntem pe attacking doar. Niciuna dintre echipe nu pare să se mulțumească cu egalul în aceste momente și nici nu mă miră. Pentru că egalul colabora cu victoria lui Atletico, ne scoate pe amândouă din lupta pentru titlu. Pasă Moreno! Gol! Marlos Moreno detonează bomba 1 la 0 minutul 88! Gol marcat de Moreno! Eroul! Eroul lui Superdepor! După reușita în fața lui Bayern München, din manșatur, golul egalizator, l-a învins atunci pe Manuel Neuer. Acum din nou același tânăr columbian învinge un alt mare portar al lumii. Este în această dată vorba de nimeni altul decât Keylor Navas. 1-0 Deportivo, înscrie minutul 87. Și da, fraților, învingem Realul. 1-0 scor final, Marlos Moreno ne păstrează în lupta pentru titlu cu golul său extrem de important. Iată, am dat mâna cu Zinedine Zidane și vă voi spune și de ce a pierdut Real Madrid. Au mers pe cartea atacului, au știut că un egal nu-i ajută absolut deloc. Au mers pe all out attack, noi am prins odată, a fost de ajuns. Și omul din imagine, omul din imagine, aplaudă la scenă deschisă de 40.000 de fani. A reușit golul victoriei, bine mă Moreno, bravo mă. Bă, un meci, nu pot să spun dacă a fost dominat de o parte sau de altă, o partidă echilibrată, atât singurul nostru șut pe poartă a intrat în plasă și este o victorie extrem de importantă. Atletico învinge și ea pe Sevilla, așa că era foarte importantă și victoria noastră pentru că și Atletico se impune în fața Sevillei. Iar lupta la titlu rămâne cu siguranță deschisă. Suntem la 3 puncte de Atletico de Madrid, liderul clasamentului în aceste momente și pare că Real Madrid e cam ieșit din ecuație. Sunt cam ieșiți din ecuație băieții lui Zinedine Zidane, destul de departe de titlu, însă noi, Valencia și Atletico, ne batem în continuare la campionat băieții. Și da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, pentru că acesta conține doar două meciuri. De ce conține doar două meciuri? Pentru că v-am spus, am ajuns în perioada școlii și nu mai am timp așa de mult să filmez, să editez, așa că nu am timp să filmez mai mult de două meciuri pe zi, dar totuși eu sper că înțelegeți, au fost meciuri tari, iată, din păcate Andone ne va lipsi până la finalul sezonului. Însă au fost meciuri tari, au fost meciuri tari, mai ales victoria cu cei de la Real Madrid, dar și succesul în fața lui Celta Vigo a fost important, iată și clasamentul complet din Spania. Zaragoza și Rayo Vallecano sunt retrogradate, se pare, în timp ce Eibar mai luptă cu Gijón și cu Alaves, dar și cu cei de la Getafe. În lupta pentru Europa este clar că Spania nu se va califica, însă nu știm exact despre locul 6. Sevilla, Barcelona și Bilbao sunt acolo, iar lupta pentru Champions League se știe deja în mare că cele două echipe din Madrid, noi și Valencia, vom termina pe aceste locuri, dar nu știm pe care poziție vom termina. Și v-am spus băieții atât pentru acest episod, dacă v-a plăcut, lăsați un like, lăsați un share. Eu am fost AG Football, până data viitoare, la revedere!